Salut! Sunt Constantin Mușat și alături de mine este Șerban Ionescu, terapeut în masajul ayurvedic. Suntem aici împreună să vă prezentăm câteva beneficii ale cursului de masaj ayurvedic. Eu sunt terapeut și instructor formator în cadrul cursului de masaj ayurvedic, în care pregătesc oamenii ca să schimbe stilul lor de viață, să devină mult mai sănătoși și ei să devină terapeuți, atât pentru ei și ulterior poate să lucreze sau să-și dezvolte o afacere prin masajul ayurvedic. Dacă ești interesat de acest curs și vrei să afli mai multe despre el, astăzi te rog să fii alături de noi și să descoperim cam ce beneficii ai putea obține în urma trecerii acestui curs. Așa că bine ai venit, Șerban! Bine v-am găsit. Mulțumesc foarte mult, Constantin, că m-ai primit astăzi. Mă bucur tare mult să fii aici și să împărtășești și cu noi realizările tale și transformările pe care le-ai avut în cadrul acestui curs. Ai putea un pic să ne spui despre tine, să ne spui povestea ta, cu ce te ocupi? Eu sunt terapeut la bază, terapeut masseur. Fac mai multe tipuri de masaje și terapii. Terapia craniosacrală e cea cu care eu am început. Și după aia am mers mai departe cu masajele de bază, masaj terapeutic, masaj de relaxare, anticelulitic, drenaj limfatic, masaj fascial, deep tissue. În principiu cam acestea au fost de bază și eu practic în două clinici în acest moment, ca și Da. colaborator cu ei, nu ca și angajat, cât și ca colaborator și am și clienții mei în privat la care mai merg acasă și le fac masaj. Deci cam asta e stilul meu de viață Da. profesional. Deja spui că de 4 ani te ocupi de aceste terapii. Da. Și cum ai ajuns tu, în primul rând, să practici aceste terapii? Cum a venit această idee? Păi dorința de bază a fost să ajut oamenii. Da. Deci dorința de bază a fost să pot să ajut pe cineva să fie mai sănătos. Pentru că dacă nu ești sănătos, nu poți să rezolvi absolut nicio altă problemă în viață. Da. Deci, eu am fost tot timpul supărat când vedeam oamenii că nu se simt bine în jurul meu și când am văzut că prin terapie, prin masaje poți să faci asta, am zis, haide să încep. Și asta este și o pasiune a ta, te-a atras să Da, faci lucrul e acesta. cumva sunt făcut, simt că sunt făcut pentru Da. asta, da. Da, foarte, foarte tare. Chiar mă bucur că avem ocazia să discutăm despre asta. Ai putea să ne spui un pic cum ai ajuns tu la cursul de masaj ayurvedic? Păi eram la centrul de studii vedice și te-am găsit, Constantin, acolo și am auzit că faci masaje ayurvedice și când am auzit și ayurvedice și masaj, am zis că neapărat trebuie să te întreb și așa, practic, prin a te cunoaște pe tine, am învățat despre masajul ayurvedic. Să le spunem un pic oamenilor, ca să înțeleagă și ei. Masajul ayurvedic practic este o terapie holistică în care noi avem grijă atât de partea fizică a omului, cât și de partea de minte și de partea de suflet. Deci, în felul acesta, reușim să aducem o alinare omului care se află în suferință și în același timp poate să depășească și anumite situații din viața lui. Ai putea să ne spui așa un pic ce ți-a strânit ție interesul ca să faci efectiv cursul de masaj? Ayurvedic, Da. cel oferit de tine. Partea asta de holistic, nu am văzut nicăieri pe piață în România, nu doar în București, ceva care să fie atât de complet și să adreseze așa de mulți factori. Da? Cum ai zis tu, factorul psihic, factorul spiritual, factorul fizic. Da? De la stil de viață, da, când am aflat că învățăm despre diete, despre mâncăruri pe care să le folosim și ca tratamente, plante, uleiuri. Mintea mea a fost, what? Deci, lucruri așa de faine și de rafinate, eu nu le-am mai auzit în România să existe, cel puțin în cadrul unui curs. Deci nu n-am mai auzit. Și asta m-a atras foarte mult. Și ca rezultate practice, tu ce ai învățat în cadrul acestui curs? Au fost mai multe tipuri de rezultate practice interioare, că am devenit mai sănătos, mai împăcat cu mine, pentru că tu ai învățat și multe chestii la nivel mental, cum am spus, dar cum, care să fie starea de spirit când faci masaj, cum să ajuți omul, cum să simți omul, dar și la nivel practic exterior am devenit mult mai bine financiar, da? Pentru că
De la 100-150 de lei, cât sunt masajele generale pe piață, am ajuns să pot să cer în jur de 300 și ceva de lei, să pot să fac uleiuri pe care tu mi le-ai oferit ca rețete, care să fie și acelea de vânzare, să fie. Oamenii singuri au vrut să cumpere, deci eu nici măcar nu am venit cu intenția să vând, dar ei când au văzut diferența între uleiul vechi și cum este uleiul nou și cum se simte, m-au întrebat, dar cât costă o sticluță? Și eu eram, stai puțin, că trebuie să-l întreb pe Constantin cât costă plantele astea. Deci și financiar și interior, ca stare de spirit, m-a ajutat foarte mult. Da, și ce vreau să întreb, din această perspectivă, deci am înțeles că te-a ajutat atât pe plan interior, da, partea de sănătate și cu partea financiară a fost mult mai bine. Dar totuși omul când ar fi să compare în ziua de astăzi un masaj la un centru de masaj, poate să fie 100 de lei, poate cum ai spus și tu, până într-o 150 de lei și totuși cum ajung să te plătească pe tine oamenii pentru acest tip de masaj, vedic 300-350 de lei și de ce să ofere atât de mult pentru această terapie? Calitate. E vorba de calitate. Pentru că cu un masaj ayurvedic, tu ai și masaj de drenaj limfatic, tu ai și reflexoterapie, toate efectele de la masaj de relaxare, masaj terapeutic, ele sunt deja acolo. Deci, practic, masajul ayurvedic e mai ieftin, pentru că dacă ar fi să le adun toate terapiile astea, ar da mai mult decât costă un masaj ayurvedic. Și un masaj ayurvedic le cuprinde pe toate. Deci, eu am văzut, primind în primul rând, îți dai seama, deci primind, eu am simțit toate aceste efecte, dar și practic am văzut clienți cărora le făceam masaj terapeutic cu relaxare și la final reflexo, le-am făcut o dată ayurvedic și mi-au spus, nu, eu vreau ayurvedic, că e mai bine așa. E mai bine așa comparativ cu cele trei masaje care durau aproape 2 ore, în 50-60 de minute de masaj ayurvedic ei au fost mai satisfăcuți. Deci, experiența își pune cuvântul. Da, deci. Și practic cu aceste rezultate, adică tu așa îi convingi pe ei cum ar veni să facă trecerea asta de la un masaj simplu, Exact, clasic, la exact. un masaj ayurvedic care este mult mai personalizat. Da? Deci masajul ayurvedic este unul foarte personalizat, care lucrează pe foarte multe probleme și se duc și în probleme mult mai adânci, pentru că el ajută inclusiv partea aceasta ca oamenii să poată să-și rezolve tot felul de situații, fie ele de fizice, dar poate să fie și situații emoționale, poate să fie și depresii, poate să fie insomnii, poate să fie situații în viața de zi cu zi în care oamenii nu-și mai găsesc liniștea, pacea interioară. Și totuși, prin acest tip de masaj, îi poate să atingă și acele rezultate. Da. Și ai putea să ne spui, practic, ce ai mai încercat înainte, adică ca să faci cursul acesta de masaj ayurvedic? Ai mai încercat să faci și alte cursuri? Ai încercat să înveți din altă parte? Și cum au fost acele metode în comparație cu cursul de masaj ayurvedic? Am avut multe surse de inspirație, cărți, autori, cursuri, școli de masaj la care am fost și am învățat. Dar sincer, niciuna nu a fost o bază în care să pot să am încredere complet. Nu era completă. Nu oferea răspunsul la problema sănătății. Dacă vorbim totuși de sănătate aici, nu oferea răspunsul complet. Oferea doar o parte, doar o secțiune. Și nu era la fel de bine fundamentată. Da? Eu am simțit că prin masajul ayurvedic, diferența de la ce știam înainte, la ce știu acum, este că am o direcție clară și concretă în care să merg, care știu sigur că vor ajuta oamenii. Când fie că vine vorba de stil de viață, fie că vine vorba de uleiuri, fie că vine vorba de tipuri de masaj, fie că vine vorba de stare pe care tu o ai în timp ce faci masajul, e mult mai complet. Asta sunt 100% sigur, că nu mai există. Filozofii, oameni care îți mai dau câte o cunoaștere, o înțelegere, că au auzit ei, că au înțeles cu siguranță că fiecare are stilul lui de a preda și de a fi un terapeut, un învățător, dar nu este fundamentat pe o știință așa de concretă și de clară precum este Ayurveda. Deci lucrul ăsta tu l-ai depășit. Eu chiar am simțit că tu l-ai depășit, mai ales că școala din care tu faci parte are 1000 și ceva de ani, o școală care nu s-a întrerupt atâta timp, oare de ce? Pentru că este de calitate și e relevantă, universală și, nu știu, mulțumesc că ai ajuns aici să ne înveți și pe noi lucrurile acestea, chiar confidențiale, aș spune, chiar confidențiale.
Apropo de acest lucru și în momentul în care am fost și eu în India ca să pot să învăț acest curs și să mă instruiesc alături de ei, am trecut mici examene înainte. Știi că în orice școală, înainte să fii admis, trebuie să depășești anumite probe și mi-au spus că, de fapt, tu ești prima persoană care, practic, intră în școala lor, care vine din Europa, deci ei au mai instruit local acolo profesori, dar a zis că tu ești prima persoană care a fost acceptată cum ar veni de toți profesorii școlii, așa practic tu trebuie să intri în școală, să primești ca o binecuvântare și să fii acceptat de toți profesorii ca să poți să intri în școala respectivă. Și mai este o chestie foarte interesantă, faptul că orice persoană care ar oricine poate să ducă în India și să intre la o școală de masaj, să facă un curs de masaj. Dar acolo nu se dau anumite mii secrete. De ce? Pentru că există o diferență între școlile care sunt autentice, da? Și oferă aceste învățături pe baza realizărilor tale ca persoană, morale, caracterul tău, da? Și ceilalți care pur și simplu sunt ca o fabrică de diplome în care generează diplome pe bandă rulantă, devin terapeuți foarte rapid, cu foarte, foarte, foarte mulți bani, dar în același timp multe secrete, ele nu sunt transmise. Cum ar fi secretul de a pregăti aceste uleiuri, care sunt miraculoase, de care ai spus și tu, care ulterior, ele ca rețete, te ajută pe tine ca terapeut să-ți faci mult mai bine terapia, masajul, pentru că tu oferi o experiență completă omului, foarte personalizată pe necesitatea lui și în același timp tu ca terapeut vii inclusiv cu partea de uleiuri, pe care tu nu le cumperi din altă parte, dar tu înveți să le pregătești tu după aceste metode, uleiuri pe care le aplici pe om și acele uleiuri au un efect, așa cum ai spus și tu, benefic și foarte miraculos în terapiile pe care le oferim prin acest curs. Și în același timp vreau să te mai întreb ceva foarte care a fost pentru tine aha-ul cel mai mare după acest curs? Aha-ul. Aha-ul meu a fost, în primul rând, că am găsit pe cineva care să-mi arate o direcție clară, prin care pot să am un venit mult mai mare, mult mai stabil, dar în același timp care să mă ajute și pe mine personal ca terapeut să pot să duc atâtea masaje, pentru că să faci un masaj 2 pe zi e una. Dacă îmi faci 5, 6, 7 masaje pe zi, e alta. Și ca să poți să reziști psihic la aceste lucruri, ai nevoie de o anumită cunoaștere, ai nevoie de o anumită putere de undeva, pe care eu nu aveam înainte. Eu eram epuizat. Înainte să te cunosc pe tine, ți-aduce aminte, aveam ochii Da. galbeni, deci nu prea dormeam bine. Nu... De ce? Pentru că acumulam foarte mult stres și energie negativă, dar în momentul în care am învățat exercițiile de stretching, tot ce ne-ai învățat tu pe partea de înțelegerea stării mentale, ce să transmitem mai departe, uleiurile, da? Uleiurile cu care, pe care le simți și tu ca terapeut că sunt altfel, sunt de o calitate net superioară și asta îți influențează mintea ta, starea ta mentală, starea mentală a pacientului. După ce terminam 7-8 masaje pe zi, de o oră, eram ok, să mai vină. Da? Pentru că nu mai ești afectat, nu mai ești așa de tulburat. Deci aha-ul meu a fost că am găsit ceva care cu adevărat să se aplice în viața mea de zi cu zi din toate punctele de vedere. Nu doar financiar sau nu doar din punct de vedere al tehnicii sau nu doar din punct de vedere al filozofiei. Și tehnică, și filozofie, și tot. Deci, practic, vrei să spui că s-a transformat inclusiv stilul tău de viață. Deci, ai început să vezi ce înseamnă să duci un stil de viață a unui terapeut care Exact. oferă un serviciu de calitate, un serviciu premium oamenilor. Pentru că în România, practic, până în acest moment, au fost instruiți maxim poate 50 de persoane în această formă de masaj și ei au văzut în primul rând beneficiile pe ei, da, ca terapeuți, dar în același timp și către pe celelalte persoane care fiecare a venit cu feedback-ul lor în momentul în care au lucrat cu ceilalți. Și, practic, schimbarea aceasta a stilului tău de viață a generat, practic, mai multe venituri, a generat mai multă energie pentru tine, mai multă sănătate. Și, dacă tot suntem la subiectul acesta, ai putea să ne spui exact, concret, în cifre, cum s-au schimbat veniturile tale? Concret, în cifre, aș spune de la 2000, 2000 și ceva de lei pe care îi făceam strict din clienții mei,
la 8.000, 10.000 de lei, în jur de 8-9.000 de lei și nu e muncă intensivă. E muncă în care sâmbetele, din câte vedeți, le am libere, da? Deci sunt zile întregi pe care le am libere, da? Pentru că nu mai are sens să am timpul așa de ocupat când pot să câștig mult prin muncă puțină, dar de calitate. De foarte mare calitate. Omul este interesat, își ia abonament și deja tu ești sigur că pentru o perioadă lungă de timp ție-ți vin încasări. Ce să vrei mai mult de atâta? Nu aveam așa ceva înainte. Oameni să-și facă abonamente, să vrea să cumpere uleiuri, să vină la mine tot timpul cu întrebări despre cum să rezolv problema asta de spate sau cum să... Chiar și la nivel psihic, am învățat multe lucruri de la tine pe care eu le dau oamenilor mai departe. E vorba de prestanța pe care tu o ai ca terapeut și încrederea pe care tu o ai, pe care eu am simțit-o că a venit din India până în inima mea și am putut să o dau mai departe și clienții au fost foarte mulțumiți. Și s-a meritat investiția pe care ai făcut-o în acest curs? Ce investiție? Nici nu mi-aduc aminte, da. Deci au venit imediat după investiție, imediat au venit abonamentele. Deci imediat după prima săptămână deja investiția și-a scos banii, așa că trebuie să investești în tine dacă vrei să ajungi undeva. Da? Deci n-ai cum. Trebuie să dai ca să ai cum ar veni. Și a fost o investiție foarte inteligentă pentru că nu mai zic că doar masajele pe care le-am primit în timpul cursului și-au scos investiția. Deci, cu siguranță, Da. ai oferit prea mult, ca să zic așa, pentru cât am oferit noi. Da, păi aceasta este una și dintre misiunile mele pe care eu le-am acceptat din partea profesorilor mei. În momentul în care eu am absolvit cursurile și m-am reîntors în România, una dintre misiunile pe care mi-a fost delegată de către ei a fost răspândirea acestei cunoașteri. Și în momentul în care m-am reîntors în România și am zis eu ofer masaj ayurvedic, în primul rând asta am observat, că oamenii, neavând educație, neînțelegând exact despre ce este masajul, pentru toată lumea masajul este doar cuvântul masaj și după nu mai contează că este terapeutic, că este de relaxare, vrea ceva acolo să se întâmple, dar nu știe exact despre ce este vorba. A trebuit să fac o întreagă muncă de integrare, o întreagă muncă de adaptare a acestor informații, a acestor cunoașteri, care vine tocmai din Est, da, dintr-un cu totul alt mediu cultural, adaptarea acestor informații la stilul nostru de viață, aici în prezent, și în același timp să luăm exact esența lor, să o aplicăm în viața noastră și să obținem rezultatele atât pentru noi, cât și pentru persoanele cu care noi lucrăm. Și dacă ar fi o persoană aici care ar vrea să se înscrie în acest moment, la acest curs, ce ai recomanda acestui om care își dorește să înceapă acest curs de masaj? Să se țină de tine strâns. Pentru că ești și un învățător extraordinar, adică nu ești așa flegmatic să, da, astăzi facem asta, după aia asta. Tu spui din suflet tot ceea ce spui, tu spui din experiență și nu e doar experiență, e și foarte multă teorie practică pe care tu ai învățat-o, adică modul prin care faci uleiurile, de ce se fac anumite mișcări din punct de vedere al ayurvedei, din punct de vedere al meridianilor, din punct de vedere al multor lucruri, adică nu mi se pare că tu ai oferit ceva superficial. Da? Mi se pare că tu ai depus o grămadă de energie și suflet, nu numai să dai o cunoaștere mai departe, teoretică, cât să dai o cunoaștere practică de la inimă la inimă. Lucru pe care eu nu l-am simțit până acum la colegii, profesorii pe care i-am avut până acum, eu nu am simțit o asemenea dedicare și o asemenea încredere în lucruri pe care tu îl practici și așa că recomandarea mea este pur și simplu să stea cât mai aproape de tine, să spună întrebări, să vadă cum poate el să implementeze în viața lui asemenea lucruri, cum poți să te evolu cum poți să evoluezi în domeniul sănătății, în domeniul masajului, multe alte lucruri care nu o să reușească în altă parte, așa că Constantin, mulțumim foarte mult. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să facem acest interviu. Chiar a ieșit foarte bine și sunt sigur că răspunsurile tale o să ajute și o să inspire foarte mulți oameni care vor să schimbe stilul de viață, să devină mai sănătoși și să-și crească veniturile considerabil. Te aștept și pe tine la curs.